biserică, pentru cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Luca, capitolul 12, citesc de la versetul 13 la versetul 21, pagina din Biblie 1005. Mulțumesc. Luca 12, de la versetul 13 la versetul 21. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratele meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns: Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, vreau din toată inima să spun: slăvit să fie Domnul. Iubită biserică, este un har, este un privilegiu să fim aici la închinare. Și le spuneam băieților mei care sunt cu mine astăzi: nu avem habar ce mare milă ne-a arătat Dumnezeu ca să putem să umblăm încă liberi în România. Să putem să servim o pizza la un restaurant, să putem să mergem la o biserică, la un program și să putem merge acasă în liniște și pace, fără să fim amenințați de inundații, de război, de boli sau de alte lucruri. Să știți că ceea ce ni se oferă gratis, de fapt, este cel mai scump. Cele mai scumpe lucruri în lumea asta o să le primești gratis și le-am primit deja cu toții din mâna lui Dumnezeu. Și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. Vedeți, când eu îmi cumpăr ceva pe banii mei, simt așa un sentiment al posesiei. Și dacă am dat bani pe un pix, nu pot să-mi zică nimeni ce să fac cu pixul acela. Însă când cineva mi oferă ceva gratis, nu mai pot să simt sentimentul acela al posesiei, pentru că n-am muncit eu și n-am alergat eu. Inima noastră bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Și asta este un cadou de la Dumnezeu. Și sunt multe alte cadouri pe care cerul ni le face. Și vreau în seara aceasta, iubiții mei, să nu tratăm această seară ca o seară obișnuită. Dacă ar fi să vorbesc despre casă, eu sunt primul care aș încheia la 8 fără 10, fără un sfert și să fug acasă. Pentru că mâine am o nuntă, mai am o conferință și tot așa. Și soția e mai încântată să fiu acasă decât să fiu plecat. Însă în această seară aș vrea ca ceea ce vorbesc aici să vorbesc din partea lui Dumnezeu unor oameni plini de dorința de a se apropia mai mult de Domnul. De aceea zic: Doamne, lucrează și vorbește Tu fiecăruia. Văd foarte mulți tineri. Totdeauna când văd mulți tineri, simt că transpir pe loc. Deci am niște emoții mari, pentru că un tânăr într-o oră se uită la 700 de videouri pe TikTok. Și eu n-am în spatele meu niciun video, nici o imagine care se mișcă și foarte greu să ții atent un tânăr 45-50 de minute. Însă în seara asta nu o să încerc să vă țin atenți, o să-L rog pe Duhul Sfânt să ne țin atenți. Iubiții mei, am citit un text care poate părea simplu la prima vedere, însă nu e chiar așa simplu. Am citit un text despre un om care cunoștea pe mulți oameni, însă nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Am citit un text despre un om care s-a pregătit pentru mulți ani de viață, dar nu s-a pregătit deloc pentru veșnicie. Despre un om care avea multe planuri și idei, dar nu avea principii.
Despre un om cu hambare pline, dar cu inima goală. Despre un om care s-a pregătit pentru viață, dar nu s-a pregătit pentru moarte. Pentru moarte. Și vreau în această seară să ne uităm și să desprindem din acest text patru mari adevăruri pe care le-a spus Domnul Iisus. Nici măcar Pavel, nici măcar Petru, ci chiar Domnul Iisus le-a spus transmițând pilda aceasta. Întotdeauna când Domnul Iisus a transmis o pildă în Scriptură, El n-a pus accent pe firul narrativ neapărat, pe numele din pildă, pe povestea nu știu care, sau de unde e, din ce popor, din ce neam. Întotdeauna a vrut să transmită niște principii pentru viață. Și iubiții mei, primul principiu pe care îl descoper aici, primul mare adevăr în spusele Domnului Iisus este următorul. A fi e mai important decât a avea. Nu mă așteptam să spuneți amin. Pentru că alergăm 8, 10, 12 ore pe zi nu ca să fim, ci ca să avem. În clasa a doua, mama nu știu cu ce a umblat pe la școală. Atunci era cu făină, cu ouă. Așa era atunci. Dar știu că m-a băgat la engleză intensiv și nu m-a întrebat dacă vreau acolo. Și când am descoperit unde m-a băgat mama, unde m-a înscris, m-am supărat ani de zile pe ea. Deși acum lucrez vreo 8 ore pe zi în engleză. În fiecare zi. Că de obicei ce nu-ți place în viață, cam mai ajuns să faci. Dar știu că în primele ore de engleză am învățat două verbe și tinerii de aici probabil că știu mai bine ca mine la ce mă refer. Am învățat verbul to be, a fi, și verbul to have, a avea. Și din clasa a doua până la 38 de ani am văzut că la român le place to have, nu to be. Și alergăm într-o parte și în alta și am vrea să arătăm ce avem. Și am vrea ca oamenii să ne respecte. Și dacă nu au remarcat poșeta care ne-am comandat-o de la Shane, o să mai venim și mâine seară cu ea. Și dacă nu au văzut vestonul, o să-l încâiem. Cumva poate pocnește și sare vreun nasture. Să ne aprecieze. Și dacă nu au văzut mașina, poate o să ne lase păstorul să o parcăm pe o platformă chiar lângă scări sau pe scări, dacă s-ar putea, că unii și în biserică ar veni cu ea. De ce? Avem noi în sânge ceva, românii. Și am avut mereu impresia că suntem importanți prin ceea ce avem. Și astăzi Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne dă peste cap câteva teorii. Și în Luca 12 cu 15, Biblia spune așa: viața cuiva nu stă în belșugul avuției, în ceea ce prezintă, în ceea ce se vede, în imagine. Iubiții mei, de fapt Iisus spune, valoarea nu stă în ceea ce ai, în bani, avere, case, mașini, diplome, ci în ceea ce ești. O circula pe TikTok un video, l-am arătat și soției mele, nu știam să plângem, să zâmbim, în care niște adolescenți mereau pe la școală și probabil că vouă vi s-a întâmplat, celor care sunteți prezenți aici, și întindea telefonul și spunea, prezintă-ți outfit-ul. Prezintă-ți garderoba. Și băiatul ăla sau fata aia începea foarte bucuros și spunea, pantof 3500, pantalon 2800, cămașă 4300. Și ajungea la niște sume în care eu și soția ne speriam. Și am stat și m-am gândit, dacă copiii mei ajung într-o astfel de clasă și cineva le ia interviu, ce o să facă? Adică, iertați-mi expresia, erau mai scump adidașii ca și creierul. Erau mai scumpe hainele decât interiorul. Și parcă Domnul Iisus a văzut lucrul ăsta peste ani, că suntem o generație și sunteți o generație a imaginii. Și suntem o generație a imaginii. 1099 de imagini se urcă pe Instagram în fiecare secundă. Atenție, nu oră, secundă. Acum vreau să întreb fetele de aici care sunt și care poate visează la căsătorie, dacă mai visează. Ați văzut vreo fată care să-și pună poză cu spălătoare și cu pur pe Instagram? Eu n-am văzut. Îmi spunea soția mea zilele trecute, au lucrat un pic în solar, nu în solarul de bronz, cel ăla de
vinete, roșii. Suntem la ultimele roșii anul ăsta și au lucrat un pic cu pământul. Toată ziua s-o scuza față de Mirce Cristi, zice, nici cum nu reușesc să fie unghiile perfecte. Zic, nici să nu le faci perfecte, zic, sunt mândru de tine, zic, sunt mândru. Că au alții unghii perfecte și așa foc de muncă, ca diavolul de tămâie. Așa foc. Dar repet, Facebook-ul, YouTube-ul, Instagram-ul, TikTok-ul și toți oamenii din jurul nostru ne spune, ce ai realizat în Anglia? Ai fost plecat în Italia, cu ce ai venit? Ai fost plecat 20 de ani în Germania. Lucrezi de nu știu câți ani. Ești numai singur la părinți. Ce ai? Și dacă îi spui că valoarea ta e un duh blând și liniștit, îți râde în față. Dacă spui că valoarea ta e caracterul, zice, habar n-ai ce spui, zice. Iubiții mei, vreau să vă pun o întrebare sinceră. Mă lupt cu lucrurile astea. Nu știu dacă voi vă luptați. Eu vă spun că recunosc, eu recunosc în fața voastră că mă lupt cu ele și vreau să mă pocăiesc. Dar mi-e bine să recunoști, să te pocăiești decât să zici, eu n-am treabă cu asta. Și să fii plin. Mă lupt. Copiii mei când ies în societate sunt deja clasificați după ceea ce îmbracă. O zis, Ianis, unul din băieții care e cu mine aici, tati, eu o să fiu fericit când o să-mi cumpăr Jordan. I-am zis, încă n-am înnebunit să dau 400 de euro pe Jordan. Deci n-am înnebunit. Și dacă aș avea 1 milion de euro, n-aș da. Că valoarea nu ți-o dă Jordanul. Valoarea noastră o dă Iisus. Iisus când ne-a dat Duhul Sfânt, nu s-a uitat dacă avem Jordan în picioare sau dacă avem cea mai tare mașină. Iubiții mei, m-am uitat în timpul vieții Domnului Iisus. Niciodată nu l-am găsit pe Iisus să zică, bă, dar ce rochie faină, ce bluză ce ai tras, ce casă frumoasă. Hai să fim sinceri, iubiții mei. Eu sunt primul care sunt sincer astăzi. Nu e așa că ne place să fim apreciați pentru asta. Și parcă am început să mergem la vale cu acest tăvălug în care căutăm aprecierea pentru to have. Și fetele mi-au zis fete în față. Dacă nu are 5.000 de euro pe lună, nici n-are rost să-mi ceară numărul de telefon, zice. Deci n-are rost să vorbim, zice. Trăim într-o astfel de generație. Și Biblia spune în seara asta, uită-te la omul ăsta costrâns, o alergat. Numai ce nu știu este că sacoul de la cimitir n-are buzunar. Întotdeauna când îmi cumpăr un sacou, mă duc la soția mea și zic, dragă, poți să iei, te rog, foarfeca și să-mi tai asta. Că eu odată, la un sacou de vreo 300 de lei sau 200 de lei, am tras eu de el și l-am rupt. Și am zis, te rog, ia tu foarfeca și tai-mi tu buzunarul aici. Zic, frumos, să fie perfect. Să știți că la cimitir, la sicriu, niciun sacou nu are buzunar. În sensul că nimeni nu mai merge la mor să zic că hai să-i tai buzunarul, să-i pun ceva înăuntru. De ce? Că Iisus Hristos în seara asta vrea să ne învețe că o să fie ziua să începem să luptăm pentru a fi. Că pentru a avea am luptat destul. Iubiții mei, mă uit la frații în vârstă de aici. Cu mult respect vreau să apreciez munca care ați făcut-o de-a lungul anilor. Unii dintre dumneavoastră ați înțeles ceea ce noi, părinții mai tineri, nu înțelegem. Că dacă le dai de toate la pruncii tăi, și nu i-ai învățat să fie, ci doar să aibă, s-ar putea să te ducă la azil. Înțelegeți? Și astăzi aș vrea să luăm o decizie împreună. Să începem din seara asta să investim mai mult pentru a fi decât pentru a avea. Amin? Auziți câteva exemple, dacă poți foarte repede să-mi afișez câteva versete. 1 Împărați 2:2, au zis David către Solomon, eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Amen. Nu știu cum sunteți voi, dar eu tot mai multe ființe întâlnesc și tot mai puțin oameni. Deci îmi vine să-mi fac poză, așa rar întâlnesc oameni. Dar ființe e o grămadă. O zis Tolstoi, dacă te dor rănile tare, ești viu. Dacă te dor rănile altora, ești om. Ești om. Fii om. La finalul vieții, când o tras linie împăratul David și trebuia să meargă spre mormânt, o zis Solomon, înainte să fii penticostal, ortodox, catolic, înainte să te bați cu pumnul în piept cu religia ta,
fii om. Ca fi om e lucru mare. E lucru mare. 1 Petru 1:15. Auziți, tot la verbul a fi. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Iacov 5:8. Fiți și voi îndelung răbdători. Răbdători. M-a clansonat unul în bisnița astăzi că am crezut că are ceva cu mine. Am uitat să plec de pe loc. Dezastru. Nu mai avem răbdare nici la semafor. Nu mai avem răbdare. Să vă spun că să mai așteptăm 25 de ani ca și Avram după o prorocie? Păi astăzi tânărul îți spune așa, vezi că ieri m-a spus Domnul ceva și nu s-a împlinit încă. Alt proroc, nu mai ai zice. Ieri. Nu vorbesc de 25 de ani. Și vine Iacov și ne spune, fiți îndelung răbdători. Într-o lume grăbită. Fiți răbdători. Moise 40 de ani, Avram 25 de ani, Estera poate peste 20 de ani. Toți oamenii lui Dumnezeu din Biblie au fost în așteptare. În timp ce Dumnezeu îi modela, Dumnezeu pregătea la un moment dat ceva să lucreze cu ei. Dacă ești într-un timp de așteptare, ești în planul Domnului. 1 Petru 4:7, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați. Și vine Iisus Hristos și spune, și mă apropii de încheierea primului punct, primei idei, fii sare, fii lumină, fii o cetate. Lasă un gust plăcut în urma ta. Lasă zidire în spatele tău. O zi spărgem și e mare, de mare folos pentru noi. Scrieți numele nu doar pe marmură de la cimitir, scrieți numele pe inimile altora. Mare lucru. Mare lucru. Avem o soră lângă Deva, am avut de fapt, nu mai este în viață. Îmi tot scria mesaje pe Facebook, o soră mai în vârstă. Nu reușeam să-i răspund decât rar. Mai târziu am înțeles că soțul a părăsit-o pentru că a avut un copil bolnav și el a zis, eu nu o să stau lângă un prunc bolnav. Ea a început să aibă și ea probleme de sănătate. Știți că unii oameni de lângă noi n-au nevoie de soluțiile noastre. Au nevoie doar să fie ascultați. Și într-o zi îmi scriu un mesaj, frate Cristi, era iarnă, o zice, nu știu cum e la tine acasă, dar la mine e tare frig, zice. E tare frig și încerc cu copilul meu bolnav, avea deja 30 și ceva de ani copilul, să mâncăm în frig, să dormim în frig, dar e foarte greu. O zis, nu știi pe cineva care ar avea o roabă de lemne să-mi ducă și mie în numele Domnului. Știți ce e greu la noi la păstor? Nu știu dacă o să ne înțelegeți vreodată. Niciodată nu știm atunci când sunăm pe cineva dacă omul ăla face pentru Domnul sau că am sunat noi. Asta e greu la noi. Și atunci uneori nu știm, mă, să sun, să nu sun. Că o face poate că ai sunat tu ca păstor, dar oare face cu inimă? Sau îți spune, cum a spus cineva la altă, vezi că eu te-am pus acolo și eu te-am votat, zice. A, păi eu am crezut că m-ai votat, că e Domnul cu mine, nu ca să-mi scoți ochii acum. Știți? Am sunat pe cineva, în fine, după 3 zile îmi scrie sora Zina, bucuroasă. Frate Cristi, e cald în casă. E deosebit. Și zice, îți mai spun ceva. Am văzut îngerii Domnului. Zic, soră, eu sunt pastor și încă n-am văzut îngeri. Cum dumitale ai văzut îngeri? Cine ești dumitale să vezi îngeri? Te rog să mă arăți, să-mi explici Biblie cum arătau îngerii pe care i-ai văzut. Păi zice, aveau drujbă și topor. Zic, nu se poate. Nu există așa ceva. Zic. Cum drujbă și topor. Sigur nu erau demoni. Zice, nu, nu, nu. Zice, aseară, pe drumul din fața casei mele, o mărs o mașină și exact în fața porții s-o oprit. Era, auzi, nu era o rabă de lemne, frate Cristi, era o mașină, un camion. Eu am crezut că cineva de mai jos îl da comandă. Dar când am văzut că basculează camionul în fața casei, mi-am dat seama că nu e o greșeală. Apoi a întors mașina invers, a pus farurile pe lemne și au coborât 2 băieți. Unul cu drujbă și altul cu topor. Le-au tăiat, le-au crăpat și la final m-au văzut că-s la geam.
Zice, eu eram la geam, am dat la o parte pe ardeaua, nu mă încurjau lacrimi. Și o zis, vă supărați dacă ne intrăm în curte și vi le clădim frumos, numai să le băgați pe foc. Frate Cristi zice, către mine, nu știu cine au fost băieții ăștia, poate că tu ești ei. Dar să le spui din partea mea că până la finalul vieții o să mă rog pentru ei. O mai trăit sora asta 3 săptămâni. O murit, a făcut un infarct și a plecat. Nici nu a apucat să-și termine lemnele. Dar vreau să vă spun ceva. O murit cu gândul ăsta și a murit cu bucuria asta în inimă. C-a întâlnit oameni în timpul vieții. C-a murit cineva care, c-a întâlnit pe cineva care în loc să mai strângă un camion, a zis, hai să mai dau un camion. Că în viață nu rămânem cu ceea ce strângem, ci cu ceea ce dăm. Doamne, ajută-ne să punem preț mai mult pe a fi. Să fim un om, să fim oameni altruiști, să fim oameni plini de dragoste. Să fim oameni plini de pace. Să lăsăm ceva în urma noastră și când murim, să plângă oamenii după noi, nu să plângă de bucurie că am plecat. Știți? 2. Ce mai învăț din pilda aceasta frumoasă a Domnului Iisus Hristos? Învăț că sufletul e mai important decât trupul. Luca 12:20, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Cu alte cuvinte, spune Domnul Iisus către omul acesta, spune Dumnezeu către bogatul acesta, problema ta nu a fost că ai strâns neapărat, sau că ai avut bani, sau că ai avut casă. Problema ta a fost că întotdeauna când a fost să alegi între interior și exterior, ai ales exteriorul, între trup și suflet, întotdeauna ai ales trupul. Între biserică și serviciu, întotdeauna ai ales serviciul. Între piața de mașini și seara de stăruință, întotdeauna ai ales piața de mașini. Dacă merg duminică dimineața pe în piață, noi avem o piață lângă Deva. Nu știu cum e aici la voi, nu pot să vorbesc. Să vedeți câte mașini cu har și cu cervez. Parcache. Numai să vedeți. Zice, e prea devreme să vin la 9 la biserică, dar la 6:30 să fie în piață, nu-i devreme. Iubiții mei, trăim o vreme în care se cheltuiesc mulți bani pentru trup. Pentru trup. 42 de miliarde de dolari s-au cheltuit doar în anul 2020 pe operații estetice. Observați că oamenii sunt tot mai nemulțumiți de cum arată. Ați observat lucrul ăsta? Eu nu știu cum de-a uitat Domnul Iisus să ne facă găuri când ne-am născut. Nu știu cum de-a uitat să ne facă unghiile mov. Știu că o să supăr pe unii, dar să bucură soția că mai stau pe acasă după aceea. Eu înțeleg când faci nițele că îți dai peste o unghie, dar să stai peste 10. Suntem tot mai nemulțumiți de cum arătă. Am văzut zile trecute și-au băgat una cercel în limbă. Nici nu știu cum poate mânca. Te poți înneca. Dar nu mai înțeleg ce se întâmplă. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de cum arată. Da? Tot mai multe gene false apar. Nu caută bărbați adevărați când tu ești cu gene false. Spor. Să vezi de prima zi după nuntă. Tu ești Mircea. Tu? Ce stres. I-am dus la soția mea flori într-o zi după nuntă. Eu sunt un om care m-am gândit, cu soția trebuie să fiu foarte econom. Îi duc o dată flori, 10 ani nu mai am treabă. Bun, dar cum fac să reziste florile alea? Cum fac să reziste? Păi zic, le iau artificiale. Mă duc frumos, nu știu câte sfidele i-am dat, am zis, 10 ani nu mai am treabă. Am rămas cu ele în mână. O zis, mă vezi că sunt artificială? Uite ce naturală sunt. Mi-am învățat lecția. Și ce bine să te căsătorești cu naturalul. Tare bine. Iubiții mei, trăim într-o vreme care pune mare preț pe trup. N-ați vrea din seara asta să ne hotărâm să punem preț pe suflet? Ce folos ca soția mea să aibă pe fiecare degete aur? Dacă ar urla la mine când vin acasă și i-aș spune, iubi, ce fain stă. Nu. O zis Petru la un moment dat, valoarea voastră nu stă în ceea ce puneți pe voi. Valoarea voastră e un duh blând
și liniștit. Atenție, continuarea, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Spuneam aseară la Biserica Agape, am pe telefonul ăsta sute de înregistrări, adică de convorbiri, că nu registrez pe nimeni, sute de mesaje. Nimeni nu m-a spus până astăzi, am divorțat pentru că se roagă prea tare bărbatul meu în cameră. Prea deazmere la biserică, e prea răbdător. Ne batem ca să spălăm vasele, vrea să mă ajute și eu nu vreau să-l las. Aproape toate mesajele care le am pe telefonul ăsta sunt din cauza la primele două puncte. Oamenii pun mare preț pe ceea ce au și pun mare preț pe trup. Și se uită la ea după doi copii și zice, nu mai ești ca în ziua nunții. Iubiții mei, nici eu nu mai ești ca în ziua nunții, nici soția mea nu e mai ca în ziua nunții, ca și trup. Dar ca și suflet, cred că suntem mai bine ca în ziua nunții. Pentru că o zis Pavel în Romani, suntem mai aproape de mântuire decât atunci când am crezut. Și cu fiecare zi care trecem ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și spune în 2 Corinteni 4:16, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece. Iubiți frați, fără surori, să nu spuneți vreodată sau să nu vorbiți despre îmbătrânire cu soțiile voastre. O să aveți mari probleme. Spuneți că trecem, spuneți că ne-am maturizat, dacă nu cumva să spui soției tale ce ai îmbătrânit, dragă, să mă ferească Domnul ce ai îmbătrânit, zice, extraordinar. Nu, să nu spui așa ceva. Să nu spui. Pavel aici încearcă să folosească un limbaj încât să ne prindă pe toți. Trupul de afară trece. Însă uitați ce frumos. Omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Iubiții mei, n-ați vrea să ne hotărâm din seara asta să punem mai mare preț pe suflet decât pe trup? Auziți, Luca 12:19, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Să știți că omul ăsta a avut dreptate, sufletul se poate odihni, poate mânca, numai că nu poate mânca sărmale, nu poate să bea Sprite. Sufletul se poate bucura de prezența Domnului, dar nu se poate bucura de, sau nu ține mult bucuria de lucrurile trecătoare. De aceea o să vă rog în seara asta să nu faceți greșeala care am făcut-o eu ani de zile. Să nu confundăm nevoile trupului cu nevoile sufletului. La fel cum trupul are nevoile lui și sufletul are nevoile lui. Și în primul rând, iubiții mei, sufletul nostru are nevoie de mântuire. Psalmul 119:81, întâmpjește sufletul după mântuirea ta, nădăjduiesc în făgăduința ta. Poate că astăzi porți greutatea asta în suflet, poate unele păcate din trecut și ai încercat și cu colecte și cu donații și cu bani și cu slujbe și totuși ceva te apasă. Am o veste bună să spun. Dacă te pocăiești în această seară, dacă splângi păcatul, vei primi ușurare de poverile pe care le porți de ani de zile. Și vei pleca acasă și vei spune, în seara asta m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Iubiții mei, n-am văzut om în România care să fie în șanț și să facă selfie în șanț. N-am văzut. Să zică, uite, sunt groapă, am căzut într-o groapă de canalizare și mă bucur la maxim. Nu. Și totuși sunt o grămadă de oameni care sunt cu sufletul în șanț. În cădere, în gropi. Și deși din punct de vedere fizic, dacă ar fi așa, ar ieși de acolo cu sufletul, deși sunt acolo, parcă zice, mă, mai stau un an, mai stau o noapte, mai stau o zi. Am o veste bună să spun. Întinde-i mâna lui Iisus în seara asta și spune, Doamne, scoate-mă de aici. Că trupul meu o duce bine. Sunt în kilogramele bune, poate ești cu tensiunea bună, poate ești cu sănătatea bine. Întrebarea mea e, sufletul tău este eliberat de vicii sau este legat de vicii? Este sub blestem sau e sub binecuvântare? Doamne, lucrează în seara aceasta. Sufletul tău are nevoie nu doar de mântuire, nu doar de ridicare din groapă, are nevoie și de curățire. Că dacă îl scoți pe un om dintr-un șanț și nu-i faci duș, n-ai făcut decât jumate. 1 Petru 1:22, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați
curățiți sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Trupul îl menții curat, e bine, faci duș de câteva ori pe zi, dar sufletul, cum stai cu sufletul? Iubiții mei, coșmarul oricărei femei, oricărei surori, este, nu este curățenia, este întreținerea curățeniei. Și știm noi, bărbații, ce probleme avem acasă. Fata noastră, Elisa, și cu Grace, primele două noastre fete mai mari, sunt pe rând la bucătărie. O săptămână una, o săptămână alta. La 13 ani și la 11 ani fac curat în bucătărie, spală vasele și așa mai departe. Într-o zi vineam acasă cu o tavă de prăjitură și am văzut că Elisa s-a schimbat la față. Muncise o oră jumate pe bucătărie să o facă lună și bec și când am apărut cu tava, o zis, sper că acum nu luați 10 farfurii și le puneți pe masă și mâncați asta, zice. Sper din toată inima. Că nu vă bate joc de munca mea, zice. Deși ea e pofticioasă cum azi eu, că creme și tiramisu, nici nu se vede pe noi. Dar au zis, vă strângeți toți lângă tavă și mâncați toți din tavă. Nu vă spun cum am mâncat 10 dintr-o tavă. Dar vreau să subliniez un principiu. O fată de 11 ani a înțeles un lucru, că nu e suficient să faci curat în bucătărie. Trebuie să menții curățenie. Iubiții mei, în seara aceasta sunt între noi unii oameni care au fost curățiți de Domnul și pentru asta spun slăviți să fie Domnul. În urmă cu 5 ani, cu 10 ani, cu 20 de ani, ai făcut botezul. Ai fost mântuit. Dar cu curățenia zilnică, cum stai? În fiecare dimineață se deschizi oglinda. Știți, am văzut foarte mulți oameni care vin la biserică cu binocul. Nu știu dacă sunt și la voi. Să uite. N-are batic, fusta prea scurtă, fii atent la ăla. Ai ce? Nu se mai țin de mână, aia doi divorțează. Doamne ferește. Nu. Dumnezeu nu ne cere să venim cu binocul la biserică. Ne cere să venim cu oglinda. Oglinda. Și dacă în oglindă vi s-a întâmplat să vedeți în fața oglinzii la baie o scamă pe voi, ce ați făcut? Ați spart oglinda? Nu trebuie să schimbi oglinda, trebuie să schimbi curățenia de pe haine. Nu cunosc o oglindă mai bună ca și asta. Oglinda din baie îți arată trupul, îți arată cămașa, dar asta îți arată sufletul. Frate Cristu, eu nu mai fumez, nu mai beau, nu mă mai uit la prostii, slăviți să fie Domnul. Cum stai cu invidia? Cum stai cu mânia? Iubiții mei, n-am venit să țin lecții la nimeni. Sunt lucruri cu care și eu mă confrunt. Știți ce greu să primești un mesaj și să fie făcut cu ou și cu oțet? Și tu să faci cu ulei, nu cu ou și cu oțet. Nu e ușor. Dar în momentul când punem preț pe sufletul acesta și ne silim să fim curați, înseamnă că nu mă bucur doar că nu mai fumez Marlboro și nu mai beau Bergambir. Ci pas cu pas până în ziua întâlnirii cu Domnul vreau să identific fiecare scamă din viața mea. Și dacă e o vorbă care nu e bună, să o dau la o parte. Doamne, ajută-mă la asta. O privire, un gând, o șoaptă, o mânie, o zvâcnire. Am pățit ceva interesant în urmă cu vreo două, trei luni de zile, sper să nu știu, să uite soția chiar acum live, că o să am treabă de seară. Dar o vine cineva să ne vadă, noi avem acasă un copil, Amias, 4 luni are deja, mulțumesc, Domnul, să vină cuvinte și pe ai voștri. Și când a avut o lună jumătate, au venit două surori din biserică să-l vadă pe Amias. Și noi avem camera de oaspeți jos și sus dormitoarele și în cobaie. Și Amias dormea sus. Nu știu cum s-o luat cu vorba, o trecut 2 ore, o pleca fără să-l vadă pe Amias. Numai surorile cred că pot să pățească așa ceva. Deci. Nu știu cu ce au fost concentrate. Și eu m-am dus la soție și zic, no, ce-o zis, cum e copilul, e frumos, seamănă pe mine, așa e? Am uitat să-l arăt pruncul, zice. Zic, nu se poate, nu se poate. Deci nu se poate așa ceva. Zic, dragă, tu, fata cu facultate, soție de pastor, ai uitat să-l arăt pruncul, da? Și-o zis, da. Nu știu ce-am mai făcut în seara aia, dar de vreo 4 sau 5 ori am scos ochii cu lucrul ăsta. Seara înainte de culcare mă pun pe genunchi. Să mă rog. Și am auzit o voce. Scoală-te de acolo. Scoală-te și du-te repede și cereți iertare. Dar de ce, Doamne?
că și tu greșești pentru aia. Și ai ucis inima unei soții care te spală, care ți-a spălat cămășurile, care ți-a făcut mâncare. Puteai să spui numai o dată și puteai să o faci cu dragoste, dar te-ai bucurat că ai prins-o la colț și i-ai dat. Și i-ai spus de 5 ori și de 6 ori și i-ai tot reproșat. Și ai dincolo în cameră supărată și tu vrei să te rogi. Și pastorul Cristi Boariu s-a ridicat în picioare și a mers și-a cerut iertare. De ce? Că uneori Dumnezeu îngăduie să vedem cât de mari sunt eu. Și ne dăm seama de fapt că nu suntem deloc mari, ci suntem mici, ci suntem plini de greșeli. Însă avem un Dumnezeu care și astăzi mai poate să ne ierte. Și în 1 Ioan 1 cu 9 Biblia spune dacă ne mărturisim păcatele. Eu m-am mărturisit în seara asta în fața voastră. Acum nu o să zic că vă dau microfonul la fiecare. Dar să știți, iubiții mei, ascultați-mă. Dacă stăm în fața lui Dumnezeu, cred că ne putem vedea fiecare greșeală. Dacă eram perfecți, dacă eram desăvârșiți, eram deja în cer. Încă suntem pe pământ și încă greșim. Și în urma greșelilor noastre ne punem pe genunchi, ne cerem iertare și vreau să devenim mai sensibili, mai aproape de cer, mai atenți la mesaje, mai atenți la vorbe. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Ce mai învăț din psalmul acesta? Mai învăț ceva frumos. Mai învăț, iubiți, din pilda aceasta, mai învăț că cerul e mai important decât pământul. Luca 12 cu 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Știți, bărbatul ăsta nu a zis, învățătorule, și eu și fratele meu vreau să ne pocăim. Hai până la noi acasă, fă o stăruință, fă un botez, ține o predică. Nu. Băiatul ăsta a zis, Doamne, un singur lucru cer de la tine. Să vii să faci pe topograful. Vii și măsori. De când a murit tata, zice, fratele meu, el e în spate cu matematica. Nu știu cum măsoară, tot timpul iese pe plus. Aveți din ăștia în familie? Aveți. Aveți printre prietenii voștri. Dacă trebuie să împartă ceva, tot timpul el își ia partea mai frumoasă. Și o să zic, Doamne, întotdeauna când împarte fratele meu cu mine moștenirea, tot timpul împinge gardul către mine. Crede că mie îmi place gardul. Și azi un an, azi un metru, mâine un metru, dar ani de zile tot așa. Și nu știu cum se face că eu mai am un ar și el are un hectar. Și dacă tot vii, vină în casa noastră, dar nu vine cu mântuire. Nu ne elibera de vicii, nu ne elibera de lăcomie, nu. Vină și fii topograf. Am o întrebare. O mers Iisus Hristos în casa acestor oameni? Nu. M-am rugat aici, lăcrimând la prima rugăciune și am zis, Doamne, te rog să mă ierți. De ani de zile tot cer și îți cer și îți cer. Dar vreau în seara asta, aici la Beclean, să-ți mulțumesc. Tot îți cer să-mi împart, să-mi cadă și mie ceva. Să aibă și prunce sănătate, să fie totul bine, să meargă serviciul bine. Dar parcă rar ți-a mulțumit. Ați observat dacă numărați în Evanghelii ce rar sunt oamenii care au venit la Iisus fără să ceară nimic? Asta ca o paranteză. Când a fost ultima dată când ai stat să-i mulțumești? Era după Revoluție, 92-93, nu mai știu ce ne-a promis mama că ne dă dacă cântăm o cântare în biserică. Nu mai știu. M-am luat eu cu fratele meu, primit din cei nou și am cântat o cântare. Eu aveam atunci vreo 8 ani, fratele meu vreo 7. Nu știu cum am cântat. O râs vreo primele două bănci, o râs de noi. Dar știu cântarea care am cântat, așa cum o țin minte. Și vă spun de ce o țin minte. Că la final, fratele care era cu paza, avea un reportofon. Și a zis, băieți, haideți cu mine în cameră să mai cântați toată cântarea asta. Noi dintr-o dată ne-am simțit speranța. Deci noi am crezut că suntem bucuroși. Mă, de la prima cântare să-și ceară să mai cânți. Păi mai CD-uri ne trebuiau. Eu nu știu cum i-am făcut CD-uri atunci. Numai că în timp ce înregistra cu reportofonul, fratele Nicolae plângea. Și eu m-am uitat la fratele meu, mă,
Mă, dar ăștia și plâng la cântările noastre. Dar ei nu plângeau din cauza noastră. Și ce spunea cântarea? Mulțumesc de apa dulce de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flămând fiind. Cer iertare pentru pâinea ce-a încălcat-o neștiind. Repet, era la puțin timp după Revoluție. Era la puțin timp după ce s-a stat la coadă, pentru gaz, pentru lapte, și biserica plângea. Și când s-a terminat cântarea, fratele Nicolae a zis, mulțumesc. Am plecat acasă fericit. Și acum cântăm, dar știți, parcă nu mai plânge biserica. O zic în dreptul meu. Și poate e vina mea că nu mai plânge biserica. Avem frigiderul plin. Avem telefoane noi. Avem încălzire în pardoseală. Avem de toate. Și ce ne lipsește? Mulțumirea. Iubiții mei, eu aș vrea să-L chem pe Domnul seara asta în casa mea, dar nu ca să împartă ceva material. Aș vrea să vină Domnul în casa mea și să mântuiască. Aș vrea să vină Domnul în casa mea și să mai boteze cu Duhul Sfânt. Voi n-ați vrea să vă vedeți soții, soțiile, copiii mântuiți? Asta învăț de aici, din textul ăsta, în seara asta. Iisus nu s-a dus să împartă pământul. Cu alte cuvinte, a zis Iisus, omule bun, eu am venit să împart cerul, nu pământul. Nu-ți dorești cerul în seara asta? Luca 12 cu 31, după pasajul ăsta, Iisus ține o predică și, printre altele, spune la oameni, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iubiții mei, mă apropii de încheiere în seara aceasta, spunându-vă că cel mai sigur lucru e faptul că vom muri într-o zi. Mă uitam azi pe imaginile din Valencia. S-a format coadă, a venit apă micuță și oamenii au zis, dar nu-i becă, se liberează traficul și plecăm. În 20 de minute, așa de mare a fost apa, că nu mai putut să iasă oamenii din mașini. Și mi-am dat seama că poți să trăiești într-o zonă sigură, într-o zonă cu turism, într-o zonă luxoasă, într-o zonă unde se vede totul bine. Și dintr-o dată te cheamă Dumnezeu, viața ta s-a terminat, trebuie să pleci. Ești gata? N-ați vrea în inima noastră, în seara asta, să spunem ceea ce a spus Domnul Ioan 14:2. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fie și voi. Frate, surori, iubiți tineri, iubiți adolescenți, nu-mi doresc altceva în dreptul meu, aș vrea după alergarea vieții să văd cerul, dar să-l văd dinăuntru. Știți, că poți să vezi un short cu o țară și să nu fii în țara aceea. O zis Pavel, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Asta aș vrea să las în mintea fiecărei persoane în seara asta. Că a fi e mai important decât a avea. Că sufletul e mai important decât trupul. Și că cerul e mai important decât pământul. Și am o mărturie frumoasă la final a lui Fanny Crosby. O femeie care împlinește și a împlinit în timpul vieții toate aceste trei adevăruri mari. Fanny Crosby de mică a cunoscut durerea. La numai 6 săptămâni de viață, o infecție oculară tratată necorespunzător de către doctor a dus-o la orbire completă.
Avea să spună ea mai târziu, fiind oarbă pentru toată viața, deși a fost o neatenție din partea medicului, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acest medic, i-aș spune că fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă, pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi cel al binecuvântatului meu Mântuitor. S-a rugat de mii de ori în timpul vieții, Doamne, dă-mi lumină, dar nu s-a referit la ochii aceștia fizici, ci la minte, la suflet, la inimă. La 15 ani, Domnul i-a dat lumina cunoașterii pe care o cerea. A studiat gramatica, filozofia, matematica, astronomia și economia la una din primele școli din lume pentru orbi, din New York. În primăvara din 1849, holera făcea ravagii în toată lumea și a ajuns și în America de Nord. 10 din elevii instituției s-au îmbolnăvit și au fost răpuși de această boală. Deși le-a fost permis tuturor elevilor să părăsească instituția și să meargă acasă cu cei dragi, fata noastră oarbă a ales să urmeze pilda samariteanului și să grijească de cei răniți. Punându-și în pericol propria viață, Fanny Crosby a ajutat la îngrijirea celor bolnavi și la prepararea medicamentelor, manifestând chiar ea însăși simptomele bolii. S-a încrezut în puterea vindecătoare a lui Dumnezeu și a rămas în viață. S-a căsătorit. Dar singurul copil pe care l-a născut a plecat în veșnicie la o vârstă fragedă. Cu toate acestea, Fanny Crosby a continuat să-L slujească pe Dumnezeu. A compus peste 9000 de poezii și cântări în timpul vieții ei, deși era oarbă. Într-o zi era în închisoare și vorbea deținuților fără să-i poată vedea. Vorbea din mărturiile ei, din felul în care a fost salvată de Dumnezeu. Și la un moment dat un gardian a sărit în picioare și a strigat: "Nu mergi de la mine, Iisus." Fanny Crosby a mers acasă, a luat un creion, o foaie și a scris cântarea pe care noi o cântăm astăzi: "Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima." Spre alții, "Verș milă de sus, fă-mi și mie așa." La 95 de ani, Fanny Crosby și-a văzut dorința împlinită. A închis ochii aceștia fizici și a deschis pentru eternitate pe cei spirituali ca să vadă fața lui Dumnezeu. Eu tot sper în ultimul timp că o să fie în cer mai multe etaje, că n-am cum să stau lângă oamenii ăștia. Să fii oarbă și să scrii cântări, să fii oarbă, să-ți ia Dumnezeu copilul, să-ți moară copilul și tu să mergi mai departe, să-L slujești pe Domnul, înseamnă că cu adevărat pentru tine cerul a fost mai important ca pământul. Înseamnă că sufletul a avut mai mare valoare ca trupul și a fi întotdeauna a fost mai important decât a avea. Nu au avut multe în viața ei, dar ne-au lăsat 9000 de cântări. Închei cu acest gând, iubiții mei. Ce vom lăsa în urma noastră? Ambare pline de greu? Vom lăsa în urma noastră câteva zeci de costume în dulap doar? Sau vom lăsa în urma noastră niște copii care L-au cunoscut pe Domnul, pentru că noi ca și părinți am trăit cu Domnul? Ce vor spune vecinii când vom muri noi, când vom pleca de aici? Că am iubit cerul? Eram în Londra duminica trecută și un frate o trebuie să mă ducă între două biserici. Mă întrebam, ce o să vorbesc cu fratele ăsta, că nu-l cunosc. Ce o să vorbesc jumătate de oră? N-am apucat să vorbesc aproape nimica, că o vorbit de el. Familie cu 16 copii. Părinții au prins vremea aia când nu era Pampers și nici n-an 1, nici n-an 2, nici n-an 3. Munceau să crească 16 copii. Eu zis băiatul ăsta, m-am uitat la el și am zis: "De câte ori v-ați culcat flămânzi?" "Niciodată." O zis: "Mama a fost vas de lucru, prorociță, și tata a fost un om al lui Dumnezeu." Și o zis: "La 59 de ani, mama a pus mâna pe telefon într-o seară de joi și o zis: "Dragii mei, plec acasă." "Taci, mami, nu mai vorbi prostii. Cum să pleci la 59 de ani?" Și i-a auzit un înger, mi s-a arătat
azi noapte și au venit cu un halat alb și au zis, ai tras mult în viața asta și ai suferit destul, vin să te duc la cer. Frate Cristi, joi ne-au sunat, duminică dimineața au făcut, sâmbătă seara au făcut infarct, duminică deja au fost prima zi de priveghi. Am căutat în poșeta ei, spunea una din surorile lui, și am găsit 3 foi de la mama. 3 foi. Și pe fiecare scria, să fiți cuminți, să ascultați de Domnul, să trăiți pocăința așa cum o scrie Biblia, și să nu uitați că nu-mi pare rău că am plecat, că știu unde am plecat. Și m-am uitat la el și am zis, din 16, cât sunteți pocăiți? Să nu spuneți că toți. O zis, toți. Dar de ce? O zis, Cristi, pentru că întotdeauna am iubit cerul mai mult decât pământul. Iubiții mei, urmează să ne despărțim în câteva minute. Ne vom urca din nou în mașinile noastre, vom merge din nou la casele noastre. Și peste acest mesaj se va așterne uitare. Însă mă rog din toată inima ca Duhul Sfânt să ne conștientizeze în această seară că ceea ce nu se vede în viața noastră e mai important decât ce se vede. Că fundația care ține blocul e mai important decât blocul. Vrei să rămâi în picioare? Vrei să străbați viața asta și să rămâi puternic pentru Dumnezeu în bătaia vântului? În bătaia bolilor? Pune preț pe fundație. Pune preț pe lucrurile ascunse. Bogatule, ți-ai strâns multe, dar n-ai strâns ce trebuia. Și vă las poezia asta la final și ne rugăm. Am învățat-o când eram copil și mi-a rămas în minte. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns. Cum strânge de pe crenș furtuna. Și acum te uiți cu ochii plânși că toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță, și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci tu, ai speranță? Ai vrut aici pe acest pământ să-ți saturi inima flămândă, dar toate aici se duc pe vânt, iar mai încolo de mormânt tu nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea, dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Privește, dar, ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă. Fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comoara cea de preț, căința. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Haideți să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune comună. Haideți să ne gândim la ceea ce s-a vorbit aici. Și în urma acestui mesaj, în urma cântărilor care au fost, cred că fiecare dintre noi putem să luăm câteva decizii noi. Și aș vrea în timp ce ne rugăm Duhul Sfânt să mai scrie nume în cartea vieții, să mai împartă haine albe. Poate ai înțeles în seara aceasta cât de mare preț înaintea lui Dumnezeu are sufletul tău. Și poate vei spune, Doamne, curățește-mi sufletul. Poate vei spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă mântuiești. Poate ești tânăr, crescut în familie de pocăiți și ai înțeles în seara aceasta că nu-i suficient ca tata și mama să fie pocăit, ci trebuie tu singur să ai o relație cu Dumnezeu. Iubiții mei, haideți în acest sens să stăm înaintea Domnului să ne rugăm și la final să mulțumim Domnului că a fost cu noi, că ne-a vorbit, că ne-a binecuvântat, să luăm decizii noi și să plecăm acasă și să spunem, Doamne, nu te chem să împarți pământul, să-mi împarți apartamentul sau casă, dar te chem în casa mea în seara aceasta să împarți cerul, să împarți cuvântul tău, Doamne. Să împarți, Doamne, din cântările tale, să împarți din bucuria mântuirii. Poate ai acasă copii care sunt nemulțumiți, poate ai încercat să le oferi confort, poate ai încercat să te îngrijești de ei și bine ai făcut. Vreau să spun că în seara aceasta Iisus poate oferi celor dragi ai tăi ceva ce tu nu poți să le dai, și anume pacea, bucuria, iertarea, sfințenia. Doamne, lucrează în acest sens. Intrăm cu toții în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.